Bună dimineața tuturor, bine ne revedem la o nouă conferință de presă. Așa cum am promis săptămâna trecută, astăzi l-am invitat alături de mine pe noul director al Direcției de Poliție Locală, domnul Cristian Dănuț Malei. Pe de o parte, pentru a se prezenta, deși nu știu dacă mai e cazul de acest lucru, dar măcar în fața dumneavoastră și ulterior, dacă aveți dumneavoastră ceva întrebări, urmând ca după aceasta să intrăm în conferința normală. Domnule Malei. Bună ziua! Ca și pregătire profesională pot să vă spun că sunt absolvent al Facultății de Mecanice Promesea 1990. Până în anul 1995 am lucrat în cadrul SECE Umarului SA ca inginer mecanic. Iar din anul 1995 până în anul 2016 am lucrat ca ofițer în cadrul Poliției Române cu două perioade de timp, 1995-2006 ca ofițer în cadrul Biroului de Investigare a Fraudelor, iar ulterior ajunct al șefului Poliției Municipiului Roman. Ca și conducător al acelei instituții am coordonat activitatea tuturor compartimentelor din cadrul poliției, inclusiv a secțiilor de poliție din mediul rural. Am venit în urma concursului la poliția locală. Acolo am găsit un colectiv care, după prima discuție cu ei, au înțeles ce doresc eu de la dumnealor. Le-am simțit disponibilitatea de a acchiesa la solicitările mele și sper ca împreună, în perioada următoare, să ridicăm gradul de vizibilitate în teren, să aplicăm cu fermitate legislația în domeniu. Le-am solicitat toleranță zero la încărcarea faptelor antisociale, precum și cele de natură în domeniul poliției rutiere. Nu voi accepta și nu mă voi dezice de niciuna dintre solicitările pe care le-am adresat acestora. În rest, aștept dumneavoastră să-mi puneți întrebări și după care vreau să mă retrag pentru că sunt încă într-o perioadă de evaluare a activității poliției locale și vreau să-mi fac. În primul rând, le-am solicitat colegilor să își cunoască foarte bine atribuțiile de serviciu, totodată să cunoască foarte bine legislația care operează în sectorul dumnealor de activitate, astfel încât atunci când întâlnesc o situație, să poată să o încadreze corect. Am solicitat respect față de cetățean, plecând de la modul de adresare, pentru că dacă vrei să fii respectat, trebuie să respecti. Am stabilit niște măsuri pe care trebuie să le luăm în vederea combaterii faptelor antisociale. Și toate decurg din modul cum te prezinți, cum ești echipat, ca să soliciți respect, trebuie să dai respect. Dacă ați dori să vă prezint măsurile pe care le-am spus, pot să vă enumăr câteva
și mă refer la organizarea și executarea de acțiuni punctuale în zone de interes în scopul prevenirii stărilor conflictuale, a menținerii și asigurării ordinii și liniștii publice, intervenție operativă la evenimentele sesizate conform competențelor, voi desfășura activități comune împreună cu Poliția Municipiului Roman în domeniile de competență ale Poliției Locale, schimb de date și informații și, cum vă spuneam, aplicarea cu fermitate a măsurilor legale față de persoane care tulbură ordinea și liniștea publică sau încalcă alte norme de convertire socială. Deci am în vedere și acest aspect, a funcție și de ce personal dispun dumnealor, să facem patrule mixte atât în domeniul ordinii publice cât și în domeniul poliției rutiere. Și o ultimă întrebare, veți cumula pensia cu salariul? Conform legii. Spuneți-ne, ca vă zic, da, ba... Eu nu cumulez nimic. Atâta timp cât legal nu există nicio interdicție, nu am nicio problemă. Când legislativ se va întâmpla ceva, atunci voi decide. În acest moment, la cât se pot limita veniturile dumneavoastră prin cumul de pensie salarii? Deci sunt lucruri care sunt strict personale. Nu, atunci o să vă rog să studiați dumneavoastră declarația de avere și vă veți lua informația de acolo, de interrupție. Dacă mă scuzați, îmi dăm picălă. Da. Deci am avut o discuție cu cei de la Poliția Municipiului, am convenit ca imaginile să rămână stocate la noi timp de 6 luni, perioada în care dumnealor să-și desfășoare activitățile, după care vor fi radiate. Nu știu cum era procedura de lucru anterior cu stocarea, dar există capacitatea de a stoca informație pentru această perioadă de timp. Am dispus o supraveghere mai atentă a zonelor de interes operativ, pe care le cunosc de când lucram la Poliția Municipiului. Activitatea lucrătorilor din cadrul compartimentului de monitorizare observ că este o activitate activă, deci toată ziua stau pe acele camere, cu zoom-uri, cu tot ce ține de activitatea lor, în cazul în care o cameră rămâne în funcționare autonom, atunci intervin și situații în care nu pot fi surprinse anumite faze ale unei acțiuni. Dar așa a fost construit sistemul, cu rotirea permanent acelor camere la un interval de timp, nu pot fi modificate, că ar trebui schimbat tot sistemul. Dar prin activitatea celor care fac monitorizarea, să sperăm că nu o să avem astfel de situații. Și
ei stau mult mai mult în teren, pentru că sunt mai bine acolo pe acest domeniu de facturare și că ar face treaba poliției naționale, în sensul că prin poții și colegii, foștii colegii dumneavoastră. Eu sper că aceste discuții să dispară, pentru că voi fi permanent în contact cu conducerea Poliției Municipiului, că unii sunt mai pregătiți și alții sunt mai puțin pregătiți din punctul lor de vedere, e o problemă a lor, dar orice problemă va fi ridicată de către cei din cadrul Poliției Locale, am să o discut la nivelul celălalt, astfel încât să eliminăm neprincipialitățile astea în discursul lor. Deci este o echipă mixtă, acționează, să zic, în domeniul ordinii publice, fiecare știe ce are de făcut, nu au de ce să aibă discuții în contradictoriu, doar în ceea ce privește cine aplică sancțiunea, că vor fi două instituții diferite care vor sesiza aceeași încălcare a unei norme legale. Dar vom rezolva și această problemă. Că până la urmă, cetățeanul trebuie să beneficieze de siguranță și nu cine aplică sancțiuni, ar fi o problemă. Cum apreciați gradul de dotare în poliție locale, din punct de vedere al logisticii, să spunem, și al resursei umane? Are poliția locală ce trebuie să desfășoare activitatea în parametri pe care dumneavoastră vi doriți și numărul de Deci, numărul de lucrători a unei poliții locale este stabilit în funcție de numărul populației orașului. Deci aici, ca și număr, nu putem să mai creștem. Organigrama în proporție de 90%, nu, mai mult de 90% este asigurată. Numai că studiind-o am găsit niște lucruri neconforme, pe care cu domnul primar și într-o ședință de Consiliu Local ulterior, nu știu, când o să o punem în parametri. Nu. Ca logistică pot să vă spun că polițiștii locali sunt dotați cu pistoale, dar nu știu dacă ați văzut vă unul purtându-le până acum. Poftim? Da. M-am întrebat de ce, nu mi-a putut fi oferit niciun răspuns. O să vedeți și cu toată dotarea asupra lor. Ca și logistică, dispunem de 3 mașini, deocamdată ne folosim de ele. Auzim de foarte multe ori că poliția locală este invizibilă, foarte mulți cetățeni spun că polițiștii nu sunt vizibili destul, că sunt puncte în oraș în care ar trebui să fie mai multă poliție, mai mult control. De foarte multe ori oamenii spun de favoritisme oferite de poliție între persoane din orașul meu sau mai puțin influent, atât din cadrul legal cât și din cel ilegal care vor adică cei care au mai multe sau familii din clanul de roșu și așa mai departe, care trec cumva peste limita libertății. Cum apreciați aceste? Deci dacă ați fost un pic atent, la începutul discursului meu am spus că am solicitat toleranță zero. Știu, am mai auzit toleranță zero, dar în primare nu se întâmplă toleranța zero de unde începe. Toleranța zero începe de la cel cu înaltă pregătire profesională, cu ținută și acele persoane care spuneți noastră că au bani, până la cel care este undeva mai jos în scara ierarhică. Este considerat că polițiștii sunt cumva timorați de persoanele cu Polițiștii nu sunt timorați de persoanele cu influență. Polițiștii, din punctul meu de vedere, nu au fost lăsați să-și facă datorii. Și aveți planuri pentru premedierea situației? Păi nu. De toleranță zero. Deci v-am... Atunci, păi ce... Poftim? Fără răspuns.
Da, aici am să intervin și eu un pic și chiar în ședința operativă de astăzi i-am transmis domnului comandant un mesaj foarte clar, zic eu, în care i-am spus că eu, dacă parchez greșit, să fiu sancționat. Adică vreau să fie dat ca și exemplu acest lucru, această asumare. Eu, dacă voi parca sau un membru al familiei mele va parca greșit mașina, solicit să fiu amendat. Și cred eu că... Bun, sau eu știu, eventual în orice alt caz de competență a poliției locale, să fiu sancționat dacă încalc vreo normă de conduită, atât din punct de vedere al șoferului, al participantului al trafic, cât și din celelalte puncte de vedere care țin de poliția locală și de competențele poliției locale. O întrebare la capitolul ăsta, da. Parcarea mașinilor, domnule primar și domnul Malei. Poliția locală are voie să amendeze? Da. Legal, da. Da. Bun, da. Sunt foarte bine. Corect. Să înțelegem că pe centrul municipiului Roman vom vedea mai des polițiști locali care vor amenda cetățenii care vor parca blocând o cale de acces, știți foarte bine. Da. Veți vedea. Da? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Da. Și se poate face totuși un plan local, că dacă așteptăm de la Piața Neamț și de la Consiliul Județean să primim bani pentru reabilitarea celor două clădiri importante, poliție și policlinică, nu se va întâmpla niciodată. Trebuie să înțelegeți următorul lucru. Clădirea Poliției Naționale aparține Ministerului Afacerilor și Internelor, nu are nicio competență nici Consiliul Județean, nici Primăria Municipiului Roman. Și ține... Bun, dar topul nu poate impune unui mister când să efectueze reabilitarea unor clădiri. Probabil vom încerca în perioada următoare să purtăm discuții la București în acest sens. În ceea ce privește policlinica, acolo știți foarte bine că e o situație de coproprietate și trebuie tranșate lucrurile la nivelul coproprietarilor.